Elevii Colegiului Național Radu Negru s-au întors cu rezultate bune de la Olimpiadele Naționale. Ei vor reprezenta județul Brașov la mai multe discipline școlare, religie, biologie, franceză, română, sociologie și istorie. Cel mai mic dintre participanți este Mihai Dudan din clasa 5-a. La Olimpiada a fost super frumos. Subiectele mai mult pe cultură generală. Trebuia să citim mult ca să avem multă cultură generală și să știm cam toate momentele din Biblie. Cheia succesului în cazul lui reprezintă lectura, pasiunea pentru citit și partea spirituală, ceea ce l-a condus la un rezultat minunat în cadrul Olimpiadei faza județene. Eu îi doresc succes. Știu că va avea rezultate frumoase și îi doresc din tot sufletul să am dreptate. Tot la religie, la faza națională a Olimpiadei, reprezentantele județului Brașov sunt Teodora Târcuță și Georgiana Ispas. Anul acesta am participat pentru a doua oară la o fază județeană a Olimpiadei de religie ortodoxă, unde am obținut un punctaj de 98 de puncte din 100, la care, sincer, nu mă așteptam, dar nu pot decât să mă bucur și să sper că de la faza națională mă voi întoarce cu un rezultat la fel de bun. Teodora face cinste Colegiul Național Radu Negru în primul rând, apoi muncii pe care a depus-o și în ultimul rând și mie. Am colaborat foarte bine, a depus o muncă destul de mare, a fost foarte serioasă în pregătire, drept urmare s-a calificat cu o notă foarte bună, 9,80, aproape 10 la faza națională, care va avea loc la Oradea în data de 5 mai. Orice experiență de acest gen ne conservă abilitatea de a fi optimiști, de a privi totul în alt mod și consider că această olimpiadă îmbină foarte bine teoria cu spiritualitatea, lucru înțeles mult mai bine cu ajutorul domnului profesor. Nu pot decât să fiu extrem de bucuros pentru rezultatele obținute la acest an aniversar pentru colegiul nostru, de toți elevii noștri. După cum ați remarcat, avem un număr foarte mare de elevi participanți la fazele finale ale Olimpiadelor Naționale. Și în special mă bucur pentru Georgia și trebuie să-i mulțumesc că mi-a dat șansa să colaborez cu ea. O felicit pentru munca pe care a depus-o, pentru dorința de a obține rezultate deosebite. Alături de profesorul îndrumător Maria Racu, două eleve de la profilul real au reușit să obțină rezultate excelente la Olimpiada de Limba Română. Deși studiez la un profil real, am ales să-mi urmez pasiunea și am reușit să am rezultate destul de bune. Trebuie să recunosc faptul că Olimpiada presupune și oarecare presiune asupra noastră, pentru că ne luptăm cu cei mai buni dintre cei buni și nu putem să mergem nepregătite și trebuie să ajungem la o stare cât mai bună a noastră, să dăm tot ce e mai bun, dar sunt sigură că împreună cu doamna profesoară și cu colega mea vom forma o echipă foarte bună cu care putem reprezenta cu mândrie județul și mai mult decât atât colegiul nostru. M-am calificat pentru a doua oară consecutiv la etapa națională a Olimpiadei de Limba Română. Inițial am ezitat să accept participarea, cum a spus și doamna profesoară, m-am calificat și la etapa națională a Olimpiadei de Limba Franceză. A fost o decizie dificilă, însă nu regret alegerea mea. Mă așteaptă două probe dificile și sper că voi reuși să fiu cea mai bună varianta mea și să prezint un conținut ideatic cât mai surprinzător, mai interesant și să-mi exprim viziunea în cel mai bun mod posibil. Sunt două eleve cu care mă mândresc pentru că au un potențial extraordinar. Sunt pasionate de lectură și în același timp respectă ceea ce disciplina română, limba română impune,
creativitate și inteligență. Roxana Mocan, îndrumată de profesorul Ioana Orzea, s-a calificat la Olimpiada Națională de Sociologie. Am calificat pentru a doua oară la etapa națională de sociologie, Olimpiada Națională, și la faza județeană am reușit să obțin o notă excepțională din punctul meu de vedere, la care chiar mă așteptam, deși subiectele, cum a spus și doamna profesoară, au fost destul de dificile, deoarece s-au legat foarte mult de detalii. Pentru mine, sociologia reprezintă o pasiune și mă ajută să înțeleg societatea în care trăim, lumea în care trăim, și consider că studiul pe care îl fac în momentul de față este o bază în constituirea carierei mele viitoare. Îi prezentăm pe elevii eminenți ai acestui colegiu. Printre ei, bineînțeles că o avem și de data aceasta pe Roxana Mocanu, care s-a calificat pentru a doua oară la etapa națională, de data aceasta cu un rezultat extrem de bun, adică a obținut nota maximă la etapa județeană. Subiectele au fost foarte dificile, așa că cu atât mai mult este meritul ei. Vreau să spun că Roxana muncește foarte mult, este o fată extrem de ambițioasă. Am cunoscut-o în clasa 11-a, a învățat lecție de lecție și nu numai lecție de lecție. Jumătate din cărțile mele din bibliotecă legate de sociologie sunt în momentul de față la ea. Andrei Savu s-a calificat la Olimpiada Națională de Istorie îndrumată de domnul profesor Streza Ioan. Dacă anul trecut vă mărturiseam în această sală cu o anumită urmă de dezamăgire că am reușit să obțin doar locul 2 la această etapă, anul acesta pot spune cu bucurie că am urcat încă o treaptă în ierarhia finală a acestui concurs și am reușit să mă clasific pe primul loc. Astfel, cu nota de 9.50, m-am calificat la faza națională a acestui concurs, care va avea loc la Drăbeta Turnul Severin, în data de 22 și 26 aprilie. Cum ați auzit, la deschiderea întâlnirii noastre se împlinesc 100 de ani de când liceul nostru a fost creat în această locație. Și cu această ocazie consider că este oportun să reamintesc faptul că istoria este o știință nobilă, pentru că nu abordează doar problematica deprinderilor și competențelor, ci este menită să creeze caractere. Și de 100 de ani școala noastră creează caractere care s-au evidențiat în toate domeniile științei și culturii românești. Anul acesta, Andrei nu face altceva decât să sublinieze acest caracter al istoriei în general și al liceului nostru în particular. Și pot să spun că pentru mine a fost o onoare faptul că am reușit să colaborez atât de eficient cu Andrei. Practic, m-am reinventat prin Andrei, pentru că am descoperit valențe pe care n-am știut că le pot descoperi. La nivelul Olimpiadei, istoria ridică o serie de subtilități pe care Andrei, într-un fel sau altul, le-a descoperit, le-a aflat și mai mult decât atât le folosește. Goga Daniela s-a calificat la etapa națională a Olimpiadei de Geografie coordonată de profesorul Nicolae Postolache. Am participat pentru prima dată la Olimpiadă, respectiv Olimpiada de Geografie. Geografia pentru mine este oarecum o pasiune, deoarece îmi place foarte mult natura, iar prin această olimpiadă am reușit să acumulez foarte multe informații despre acest domeniu și cultură generală. Am avut bucuria de a avea un rezultat bun cu eleva Goga Adana din clasa 12-a. Geografia este și materie de bacalaureat la alegere, Dana și-a ales această materie, a trecut prin mai multe, să spunem, furși caudine, în sensul că a trecut de faza pe școală, faza locală, faza județeană și a reușit să se califice la faza națională, care va avea loc la Târgu Mureș. Darius Cupu s-a calificat pentru a treia oară la faza națională coordonată de profesoara Grecu Lidia. Această calificare mă bucură cu atât mai mult cu cât eu m-am pregătit mai mult pentru simulări, pentru simulările de BAC, care aveau loc două zile după olimpiadă. Ce pot spune? Sunt foarte bucuros de această calificare și sper că, având în spate deja experiența competiției de anii trecuți, având deja cunoștințe despre ce se întâmplă acolo, despre nivelul competiției și, cum a spus și doamna profesoară, având un spirit combativ, sunt sigur că voi reuși să-mi depășesc performanțele anterioare și să obțin un loc mai bun anul acesta față de cei de anul trecut. S-a calificat anul acesta pentru a treia oară consecutiv la Olimpiada Națională de Limba Franceză.
care se va desfășura în perioada 22-26 aprilie la Bistrița, județul Bistrița-Năsăud. Ce să vă spun despre secretul rețetei noastre de succes? Se bazează în primul rând pe zestrea genetică remarcabilă, pe pasiunea acestui elev pentru studiu în general, nu numai pentru limba franceză, și cred că sunt în asentimentul întregului corp profesoral de la Colegiul Radu Negru, că acest elev este un elev de excepție. Cu un electromiograf, un echipaj de la Colegiul Național Radu Negru a reușit să se califice la faza națională la un concurs. Proiectul a început de la un aparat care se numește electromiograf, cu care am reușit să măsurăm impulsurile electrice transmise de la creier către musculatură. Și din curiozitatea acestor copii, am început un proiect cu acest electromiograf și am înregistrat anumite date. Datele au fost interpretate și în urma acestor rezultate obținute am reușit să creăm acest proiect NeuroLearn, cu care ne-am calificat la faza națională pentru luna mai în Constanța. Cum a zis și colegul meu care în Elveția a văzut acest aparat, prin Newsback am reușit să-l achiziționăm, iar după o perioadă de timp ne-am gândit să aplicăm și la comunicări științifice pe baza acestui aparat, iar în decurs de o lună am făcut diferite experimente cu el și niște concluzii care ne-au ajutat să obținem rezultate bune la acest concurs. Noi acest aparat am făcut rost de el printr-un alt concurs destinat elevilor de liceu prin Youth Bank. A fost, să zic așa, un concurs în care ne-am înscris noi cu proiectul nostru pe care ni l-am avut, l-am făcut cap-coadă, ce vrem să facem cu el, de unde ne luăm aparatele, de unde ne-a venit inspirația și noi am depus proiectul, iar apoi mai târziu, după o lună, am fost anunțați că proiectul nostru a fost ales și că putem să fim finanțați de ei ca să comandăm aparatele din America. Acest aparat, electromiograf acesta, este unul de ultimă generație, să zic așa, deoarece este un format foarte mic, care îl pot transporta cu mine oriunde. L-am văzut aparatul în Elveția, într-un muzeu. Așa zice, like în muzeu, dar mai mult era o clădire mare în care puteai să faci tu totul practic, experimente, și de acolo mi-a venit inspirația că am zis, dacă acolo se poate, de ce aici nu se poate? Și m-am gândit că aș putea să încerc și am văzut că a reușit și am zis să continui mai departe.